Ziua de 8 martie, dedicată femeilor de pretutinderi, nu a trecut neobservată nici la școlile din municipiu, unde micuții au dorit să surprindă în mod plăcut profesoarele cu buchete de flori colorate și cochete. Învățătoare! Le-a dus cu o bagă zile de-o parte? Da. Și cui mai dorești? Mamei mele și bunicii. Pentru mine, învățătoare. Tu le-ai ales? Da. Pentru cine mai cumpăr flori? Pentru mama mea. Pentru doamna Florea, doamna noastră. Te-a adus cu ocazia zilei de 8 martie? Da. Și pentru cine mai cumpăr flori? Pentru doamna de sport. Pentru doamna învățătoare. Și tu ai ales coșul ăsta? Da. Și ce reprezintă? Ziua de 8 martie. Vecină, o prietenă și o prietenă a lui mami. Florile primite de la micuții elevi nu au fost singurele motive de bucurie astăzi pentru profesoare. Cu ocazia acestei zile speciale pentru femei, conducerea școlii a pregătit mici surprize pentru doamne și domnișoare, pentru a marca într-un mod plăcut ziua de 8 martie. Cu ocazia zilei de 8 martie, în cadrul școlii, avem mici surprize pentru doamnele și domnișoarele din școală și le urăm o primăvară cât mai frumoasă, cu un an cât mai bun și, în primul rând, sănătate. Femeile de toate vârstele se bucură de semnificația acestei zile și sărbătoresc alături de nepoței, familie sau prieteni. Eu mâine mi-l am vizit la o prietenă de vârsta mea, să puțin la vorbă, la o cafeluță și apoi acasă. Vrem să o iau pe ea și mergem, ne plimbăm și noi puțin la o cofetărie, să vedem împreună. Să ne sărbătorim cu doamna învățătoare, că mâine suntem în weekend. Ca toate mămicile, ca toate doamnele din țara asta. Așadar, deși ne mai desparte o zi de 8 martie, pe străzile din municipiu vedem copii entuziasmați cu buchete de flori colorate și parfumate. Femeile sunt vesele și emoționate, iar cuvântul care guvernează ziua este fericirea.